Salutare! Am ajuns în gară la Eforie Nord, noua mea stațiune preferată. Este 1 septembrie, duminică și... Ia uitați ce avem pe peron! Câtă lume, câtă frunză, câtă iarbă! A, uitați ce frumusețe, lumea vine aici, că e mai bine. După ce am văzut mamaia, e supărarea mea numărul 1, Ghenă, îmi pare foarte rău că zic așa ceva, dar stare supărată pe stațiunea asta, să-mi șterg asta apropo de ghenă. Și eu sunt un pic în ghenă, dar măcar n-am pretenții de mare lux și de mare ambient. Dai subscription, dai bani, e gratis, adică mamaia aia ar trebui să aibă niște prețuri sub Eforie. Și Eforie are prețurile la jumate din mamaia și calitatea este dublă. Mă filmează, deci filmarea filmării. E frumos, un soi de făcutul făcutului, ce să facem. Aici la gara așteptăm trenul, aș vrea și eu să văd cum vine trenul și în septembrie. L-am mai filmat odată în iunie, cum am zis, în septembrie iar sunt la mare, acum că e răcoare, exact, am și pălărie nouă din bazar. Îmi iau și gunoiul, îl duc frumos în așteptarea trenului, care trenul ăsta se cam lasă așteptat. Aici sufăr că în continuare nu s-a făcut nimic, dar spre deosebire de iunie pot să vă spun că s-a deschis magazinașul ăsta de aici din stânga, care era închis când am fost în iunie, și s-a mai deschis o minune în fața gării. Ia uitați mersul trenurilor, ia uitați magazinașul, acum e deschis. Deci până pe 15 septembrie cred că o să fie un turism alert. Eu deja aud trenul, aud așa. Îl aud, uitați cu flori aici, cu toate ceasurile astea, cu bucățile astea de mobilier. Îmi place de nu mai pot. E o stațiune cinstită din bucăți de istorie interbelică, comunistă și contemporană. Face treabă, nu ca mamaia, care are practic aceeași istorie de interbelic comunist și contemporan, e o jale. Îmi spuneau și boltiștii și taximetriștii că anul ăsta n-a fost așa cam gol. Ia uitați banca asta, sper să o văd la fel și peste 50 de ani. Oare cum o să fac videourile peste 50 de ani? Ia uitați aici, coffee shop. Coffee shop s-a făcut frumos. Uitați, Eforie Nord, România, te iubesc. Uite ce frumos. Uite Eforie Nord, uite cu dalele. Uite ce uman. Uite aici. În bucățică e o comunitate, e voie bună. În gara la Constanța, Doamne. Vai ce rău e. Vine trenul, păzea că vine trenul. Îl aud. Acum chiar cred că vine. Nu vine. M-a păcălit. Ba chiar vine sărăcuțul, se mișcă. Ia uitați-l. Vine trenul. Ia uitați-l, acolo și împiegatul. Ia uitați-l. Ce frumos. Au început să-mi placă trenurile. Nu știu dacă o să devin o mare expertă pe modele și așa, dar măcar să le filmez și experții să-și dea cu părerea. Uitați câtă lume. Aici, într-adevăr, nu se pare deloc confortabil că e la linia 2 și oamenii trebuie să se chinuie să urce în tren. Pentru că eu când am fost cu mămica, a trebuit să o împing ca să poată urca. Și nu era singura în aceeași situație. Majoritatea persoanelor în etate trebuiau împinse. E pasul mare rău. Ia uitați trenul. Trenul. Opa, vine trenul în Eforie. Trenul. Oh. Ia uite cum locomotiva diesel. Du-du-du. Uite ce frumos e. Trenul. Sunt comentator de tren acum. Ia uite, ne-a salutat. Ia uite. Unde ajunge? București Nord, dar mai scrie ceva? Craiova, deci ăsta e un tren care o să ajungă la Craiova. O alei, câte vagoane are. Deci ăsta e Mangalia Craiova. Uitați-o și pe doamna, ce simpatică e aici. Foarte simpatic în gara asta. Eforie Nord, 1 septembrie 2024. Bine te-am regăsit, Eforie. Veniți la Eforie, că e litoralul pentru toți. E frumos, e ieftin și e cald. Nu arșiță. Plăcut să faci soare
plajă și baie. Și floricele și curat. Recomand Eforie. Mamaia nu recomand. Dacă Mamaia nu se face la jumătate de preț sau la sfert de preț, nu o să o recomand niciodată. Sau poate cine știe își schimbă strategia și brusc bagă buldozerul și scoate tot ce e urât de pe acolo. Se face frumoasă, cum era pe vremea lui domnul Cezar Lăzărescu, pe vremea litoralului de altă dată. E, atunci lux, merg și eu. Dar așa este o ghenă. Aici nu. Aici e frumos, ai calitatea vieții. Pe bune. Asta, bine, asta este percepția mea, subiectivă. Și e posibil să mă înșel, dar dacă mă înșel, nu trebuie neapărat să fiu criticată pentru că mă înșel. Sau fiecare are subiectivismul lui. Ne ocolim, finuț. Nu sunteți de acord? Nu vă mai uitați la mine. Nu-mi dați cu hate, că eu nu dau cu hate. Doar exprim ce mi se pare mie corect. Adică nu urăsc Mamaia. Doar mi se pare că îmi vinde gunoi la suprapreț. Asta e tot. Așa eu dispus să cumpăr gunoi la un preț de nimic. Cum să nu? Cum mă duc la bazar? Merge. Ia uitați Craiova, dacă nu mă credeți că e aici Craiova, pe tren. Acces la locurile, frumos, aer condiționat și mi-ar plăcea altă chestie, mi-ar plăcea ca trenurile să aibă ferestre, să poți deschizi ferestrele, ca aerul ăla condiționat nu prea îmi place mie și nici nu merge prea bine. Eforie Nord.